Fostul ministru al sănătății din China a legat transplanturile de organe de dezvoltarea economică și a stabilit un nou obiectiv pentru numărul de transplanturi efectuate pentru anul 2023. China a emis un nou regulament, facilitând accesul spitalelor și medicilor la activitatea de transplant de organe, declanșând astfel și mai multe îngrijorări cu privire la etica pieței de transplant din China. Statele Unite și Taiwan și-au intensificat legăturile comerciale în weekend. PCC a răspuns la discuțiile din weekend, efectuând zboruri cu avioane de luptă deasupra strâmtorii Taiwan. Un director executiv al companiei Airbnb a demisionat din cauza îngrijorării că Airbnb partaja datele clienților săi cu China. Elon Musk, directorul executiv al Tesla, a afirmat că un producător chinez de automobile a furat codul sursă de la Tesla și Apple. Bine ați venit la China în focus! Transplantul de organe ar trebui să salveze vieți, însă fostul ministru adjunct al sănătății din China spune că practica medicală are o altă funcție de a face față evoluțiilor economice. Fostul ministru adjunct al sănătății din China, Huang Jiefu, spune că dezvoltarea rapidă a practicii de transplant de organe din țară încă nu satisface nevoile dezvoltării economice, adăugând că speră ca în următorii trei ani China va efectua cele mai multe transplanturi de organe raportat la oricare altă țară din lume. Comentariile sale au fost făcute vinerea trecută în timpul unei conferințe care a avut loc în Beijing pe tema transplantului de organe. Huang este în prezent președinte al Fundației pentru Dezvoltarea Transplantului de Organe. El a spus că Statele Unite efectuează peste 30.000 de transplanturi de organe anual și pentru a păstra proporția, numărul realizat în China ar trebui să ajungă la 50.000 pe an, potrivit vitezei de dezvoltare economică a acestea. Un comentator chinez de afaceri din Sydney a declarat că numărul real de transplanturi de organe în China deja a depășit cu mult 50.000. Numărul transplanturilor de organe în China este, de fapt, cu mult mai mare decât în alte țări, precum SUA. Există un consens internațional că Republica Populară Chineză are o imensă bancă subterană de organe umane care furnizează organe din corpuri vii. Acestea provin în principal de la practicanții Falun Gong, dar și de la alți deținuți care aparțin minorităților etnice. Potrivit presei chineze, în luna iunie, o chinezoică care locuia în Japonia s-a întors în China pentru un transplant de inimă. În decurs de numai 10 zile, un spital din Wuhan a găsit trei inimi compatibile care puteau fi transplantate. Pe baza rapoartelor Maz Media, de obicei un pacient din Japonia trebuie să aștepte aproximativ 3 ani pentru a primi un transplant de inimă. Articolele nu explică de ce în China trei inimi au putut fi găsite pentru ea în decurs de numai 10 zile. În schimb, vocile media ale regimului chinez au lăudat cazul ca pe o poveste de succes a sistemului medical al Chinei. Comentatorul afirmă că el crede despre Huang că promovează energic dezvoltarea așa numitei industrii de transplant de organe din țară doar pentru a mușamaliza piața ilegală de organe. Și pentru a merge mână în mână cu piața de transplant în creștere din China, Comisia Națională de Sănătate a Chinei a emis în august un nou regulament facilitând accesul spitalelor și medicilor la activitatea de transplant de organe. În ultimii ani, timpul de așteptare extrem de scurt pentru organe al Chinei a declanșat investigații internaționale cu privire la abundența inexplicabilă în aprovizionarea sa cu organe. Noua reglementare, chiar mai puțin restrictivă, ridică mai multe îngrijorări cu privire la etica pieței de transplant din China. Anterior, numai spitalele cele mai importante care primeau cea mai înaltă certificare a țării, și anume spitalele terțiare de grad A, erau autorizate să efectueze operații de transplant de organe. Chirurgilor autorizați li s-a cerut de asemenea să își îmbunătățească continuu experiența și abilitățile profesionale. De exemplu, un medic-chirurg urolog ar trebui să efectueze cel puțin 800 de operații de urologie anual, dintre care 150 de operații de rinichi, înainte de a fi calificat pentru operații de transplant renal. Dar acum aceste cerințe au fost înlocuite cu norme mai ușor de îndeplinit. Noul regulament relaxează, de asemenea, restricțiile privind timpul de depozitare al organelor, aceasta afectând în mod direct rata de succes a transplantului. În Statele Unite, unde sunt peste 100 de milioane de donatori voluntari de organe înregistrați, timpul mediu de așteptare pentru un ficat sau un rinichi compatibil este cuprins între 1 și 2 ani. În China, unde din motive culturale donarea voluntară de organe este foarte rară, timpul de așteptare pentru un organ vital a ajuns adesea să nu depășească o lună sau chiar o săptămână. Un raport recent al mass media chineze de stat a prezentat un caz în care patru inimi erau rezervate pentru un pacient în decurs de numai 10 zile. Unele spitale chineze au chiar și clinici de urgență de transplant de organe, care se laudă cu determinarea imediată a compatibilității și efectuarea intervenției chirurgicale dacă aceasta este necesară. Mai multe investigații independente au concluzionat că în China are loc uciderea la comandă pe scară largă, pentru transplantul de organe, iar principalele victime sunt prizonierii de conștiință, precum practicanții disciplinei de meditație spirituală Falun Gong. Pe măsură ce profiturile au atras mai multe spitale și medici către afacerea cu transplanturi, s-a extins și grupul de victime, tibetanii, membrii grupului etnic uigur, femei și copii proveniți din traficul de persoane, oameni fără adăpost, dizidenții, dar și cei care decad din grațiile Partidului Comunist Chinez, sunt cu toții victime potențiale ale practicii de recultare a organelor pe viu în China. Grupurile pentru drepturile omului își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că relaxarea regulamentului oferă mușamalizare legală și poate încuraja uciderea la scară mai mare a victimelor pentru organe în China. Și potrivit ultimului raport al Organizației Mondiale pentru Investigarea Persecuției împotriva Falun Gong din New York, transplantul de organe la scară largă a continuat în China chiar și în timpul pandemiei de COVID-19. În timpul unor investigații sub acoperire, personalul medical din China a susținut că organele de transplant pe care le folosesc provin de la practicanți Falun Gong. În weekend, Statele Unite și Taiwan au discutat pe tema intensificării legăturilor comerciale. Aceasta nu reprezintă încă un acord comercial bilateral, dar ar putea ajuta în viitor la pregătirea terenului pentru un acord. Taiwanul și SUA intensifică legăturile economice, astfel țările au convenit la un acord pe 5 ani care stabilește dialogul de prosperitate economică ce va avea loc anual. Dialogul comercial dintre SUA și Taiwan nu înseamnă numai că relația economică dintre Statele Unite și Taiwan este puternică, dar și că aceasta continuă să se aprofundeze și să crească. Ministrul de Externe al Taiwanului, Joseph Wu, a declarat că acordul reprezintă o etapă importantă. Cred că cel mai important lucru este ca Taiwan și Statele Unite să identifice acele domenii specifice pentru care să lucrăm împreună, să facem progrese concrete și să avem o cooperare solidă. Partidul Comunist Chinez consideră Taiwanul ca fiind propriul său teritoriu și a criticat legăturile crescânde dintre Statele Unite și insulă. PCC a răspuns la discuțiile din weekend, efectuând zboruri cu avioane de luptă deasupra strâmtorii Taiwan. Taiwanul și Statele Unite nu au un acord de liber schimb, dar în august Taiwan a redus restricțiile la importurile americane de carne, de vită și porc. Acest lucru a relaxat bariera comercială și ar putea stabili terenul pentru negocierile comerciale ulterioare. Anul trecut, schimbul comercial dintre SUA și Taiwan a fost estimat la aproape 104 miliarde de dolari. SUA a început de asemenea să vândă armament mai avansat Taiwanului în timpul administrației Trump. Aceasta include și o vânzare de 2,4 miliarde de dolari a sistemelor de rachete Harpoon anunțată în luna octombrie. Un director executiv al Airbnb a demisionat din cauza îngrijorărilor legate de legăturile companiei cu China. Sean Joyce a fost fostul CTO, șeful pentru consolidarea încrederii și utilizarea informațiilor clienților la Airbnb. Potrivit unui raport al Wall Street Journal, el a renunțat anul trecut la postul său din cauza îngrijorărilor că Airbnb partaja datele clienților cu China. Joyce spune despre clienți că aceștia nu știu că Airbnb se supune deseori cererilor de partajare de date ale regimului chinez. Airbnb le-a spus utilizatorilor că partajează informații cu autoritățile chineze încă din 2016. În ciuda acestui fapt, Joyce a considerat că majoritatea oamenilor nu sunt conștienți de măsura în care le sunt distribuite informațiile. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru Wall Street Journal că Airbnb se conformează solicitărilor de date, dar că nu partajează date în timp real. Când a fost contactat de Wall Street Journal, Joyce a spus doar că și-a dat demisia din cauza unor diferențe de valori. Aceasta se întâmplă în momentul în care compania a depus solicitarea pentru a deveni publică în cerere. Airbnb a declarat că riscă să facă afaceri în China dacă nu respectă cererile de partajare a datelor. Șeful Tesla, Elon Musk, a afirmat că producătorul auto chinez XPENG a furat codul sursă de pe vehiculele electrice Tesla. El a adăugat că XPENG a furat și codul Apple. Aceasta se referă la tehnologia pe care XPENG o folosește acum. Tehnologia folosește lumina laser pentru a scana împrejurimile și a crea o hartă digitală a țintei sale. Încă nu este clar dacă afirmația lui Musk este adevărată, dar probleme similare au apărut și în ultimii ani. Anul trecut, un fost inginer Tesla a recunoscut că a încărcat codul Tesla în contul său de pe iCloud. Compania l-a dat în judecată pentru că a partajat codul cu XPENG și în 2018 un fost inginer Apple a fost acuzat de furtul tehnologiei companiei. Mai târziu, el a lucrat și pentru un producător auto din China. Acestea fiind spuse, ne puteți vedea în zilele de luni, miercuri și vineri în fiecare săptămână. De asemenea, ne puteți găsi atât pe Facebook cât și pe Twitter, puteți găsi detaliile trecute mai jos. Pentru a ne ajuta să creștem, puteți să ne sprijiniți dând subscribe și like canalului nostru de YouTube. Dacă vreți să faceți mai mult, vă rugăm să considerați promovarea canalului nostru unui prieten sau unui membru al familiei dumneavoastră. Acestea fiind spuse, vă dorim să rămâneți informați și liberi!